Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva organizează sâmbătă 14 mai evenimentul național și internațional Noaptea Muzeelor în trei dintre locațiile sale, respectiv la sediul central, în Palatul Magna Curia, la Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Orăștie și la Muzeul de Istorie Locală și Etnografie din Brad. Publicul va putea vizita expozițiile Muzeului Civilizației Dacice și Romane gratuit, iar organizatorii speră ca programele propuse să fie pe placul vizitatorilor, mai ales că manifestarea se reia cu prezență fizică după pauza forțată impusă de pandemia de COVID-19. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva are mai multe oferte pentru public, atât la sediul central din Deva, cât și la sediile muzeelor din Orăștie și din Brad. O să fie, sperăm, cât mai variate și cât mai atrăgătoare ofertele muzeului, astfel încât după 2 ani de pandemie să ne bucurăm împreună de muzee. La Deva, programul va începe la ora 15 și va dura până la ora 2, iar vizitatorii vor asculta muzică de calitate oferită de elevii Liceului de Arte Sigismund Toduță din localitate și, totodată, vor putea participa la mai multe activități interactive, precum desene pe folie de plastic, pictură sau un workshop textil. La Brad, între orele 16 și 22, va fi o întâlnire cu poeții populari și demonstrații privind ocupația pazii și îndeletniciri din trecut. La Orăștie, între orele 18 și 22, se va face ilustrarea demonstrativă a meșteșugurilor textile, însoțite de cântec și joc, și va fi organizat vernisajul expoziției Munții noștri aur poartă. Noaptea muzeelor se desfășoară conform tradiției în sâmbăta cea mai apropiată de data de 18 mai, când se serbează Ziua Internațională a Muzeelor.